Codin Maticiuc a uimit pe toată lumea cu vestea că va publica cartea biografică a celebrului interlop Nuțu Cămătaru. Opera se bucură de un real succes, iar la numai două zile de la lansare, aceasta a înregistrat un record fabulos. Astfel că au fost vândute numai puțin de 15.000 de exemplare, profitul ridicându-se la 150.000 de euro. Iată cum s-au cunoscut Codin Maticiuc și Nuțu Cămătaru, dar și cum de-a acceptat cunoscutul interlop colaborarea cu omul de afaceri. Codin Maticiuc este un om de afaceri cunoscut în lumea mondenă ca un băiat de bani gata. Recent, Codin Maticiuc a anunțat pe pagina sa de Facebook că va lansa biografia lui Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru. Aceștia s-au cunoscut în anul 2017, la cererea lui Codin, după ce, în vizită fiind în Miami, a primit un ziar în care apărea și Nuțu. Potrivit spuselor sale, acela a fost momentul în care a decis că își dorește o colaborare cu interlopul român. Iată declarația sa postată pe conturile de socializare: am realizat că este un subiect. Prin 2014, când, aflându-mă la Miami, pe prima pagină a ziarului Miami Herald era Nuțu Cămătaru. Abia în 2017 am găsit o cunoștință comună care m-a dus la Nuțu. Am reușit să-l convin să mă lase să-i aflu povestea. 5 ani de zile am stat pe lângă el, de la nunți și petreceri până la închisori. Am fost cu el să-și viziteze fiul, aflat în pușcărie pe atunci, l-am însoțit la Curtea Supremă, unde a fost și condamnat. L-am vizitat la Jileava, penitenciarul din Ploiești și la cel din Găiești. Am văzut și condițiile generale din penitenciare, dar și cele speciale pentru clanuri și îndeosebi pentru inamicul public numărul 1. După ce și-a dat seama că își dorește o colaborare cu Nuțu Cămătaru, Codin Maticiuc a încercat să ia legătura cu el. Acest fapt a fost facilitat de o cunoștință comună celor doi, iar de acolo a urmat opera de astăzi Dresor de lei și de fraieri, viața lui Nuțu Cămătaru. Fără vreo inhibiție, Codin i-a expus interlopului planurile sale, valorizându-se pentru capacitățile sale. Iată cuvintele exacte ale lui Codin Maticiuc de la lansarea cărții pentru Sursa Pro.ro. Legată de propunerea lansată Cămătarului: am avut o cunoștință comună, care efectiv i-a povestit proiectul, iar el a zis: hai că mă întâlnesc. Odată ce m-am întâlnit cu el, i-am povestit, efectiv așa cum sunt eu deschis: bă, frate, uite, nu știu dacă sunt cel mai bun scriitor, de departe. Dar eu cred că sunt singurul care poate să scrie treaba asta și care are curajul să facă treaba asta. Adică, cumva sunt cel mai bun pentru proiectul acesta.